Cum știi că ai rezistență la insulină înainte ca să fi dezvoltat toate bolile asociate cu rezistența la insulină? Există probe de sânge care ar putea pune pe gânduri că poate ești pe cale să dezvolți boli grave asociate cu rezistența la insulină? Da, știu. O să-mi spui, păi eu nu am burtă. Nu am burte, sunt uh, așa, perfect plată, n-am nimic, nicio grăsime, nu am cum să am rezistență la insulină. Din păcate, lucrurile nu sunt chiar așa de simple, deoarece există o condiție care se numește, așa, în traducere liberă, slab pe din afară și gras pe dinăuntru. Am vorbit aici despre acest lucru. Și, pe de altă parte, există și situația în care persoane foarte obeze cu un exces ponderal important nici măcar nu dezvoltă rezistență la insulină. Bună, eu sunt Lăcră de la Sănătate în toate cu Lăcră și astăzi îți voi povesti un pic despre ce analize de sânge ai putea să-ți iei simplu, ca să afli că ai rezistență la insulină chiar și atunci când aparent ești slab. Iar dacă o să mă urmărești până la capăt, o să afli și de o analiză, nu chiar așa de specială, dar mai puțin cunoscută și care nu se folosește foarte des, care îți poate arăta că ai o rezistență la insulină foarte gravă sau stai pe aproape. Sub video, ca întotdeauna, studii științifice. Insulina este un hormon esențial pentru viață. Nu mai ai insulină, nu poți mori. Ai prea multă insulină, faci anumite boli care sunt foarte grave, care vin cu alte complicații la rândul lor, și iarăși mori. Cum să faci, frate, să fie bine? Dar ce înseamnă practic rezistența asta la insulină? Am mai povestit eu, înseamnă că celulele corpului nostru nu mai vor să răspundă atunci când insulina vine și le spune Hai, deschide-te celulă pentru că am multă glucoză în sânge, adică am glicemie mare și trebuie să introduc această glucoză în, în celulă ca să fie ars acolo și să facem energie din ia. Așadar, celulele spun, surată insulină, poți să-mi spui tu tot ce vrei, m-am săturat de când tot îmi spui, nu mai am loc de atâta glucoză, păstrează-ți glucoza în sânge. Asta înseamnă rezistența la insulină, adică o să ai și insulină Mare mai tot timpul în sânge. De ce ai insulină mare atunci când ai rezistență la insulină? Pentru că pancreasul nu înțelege că celulele tale nu mai vor să primească glucoză. Pancreasul nu înțelege chestia asta. Și el înțelege doar un singur lucru. Există glicemie mereu prea mare sau, în fine, peste valorile considerate normale și atunci eu trebuie să produc insulină ca să bag glucoza asta acolo în celule. Așadar, în primele faze ale rezistenței la insulină, tu nu o să ai glicemii foarte mari sau o hemoglobină glicozilată mare. Nu. Dar o să ai o insulină crescută. Stai pe aproape. Îți povestesc în continuare. Bolile grave asociate cu rezistența la insulină le știi și tu, nu E așa? Multă la număr. Obezitate. Pentru că insulina este și hormonul care transformă excesul de glucoză, de carbohidrați în grăsimi. Prediabet, diabet de tip 2, steatoză hepatică de cauze nealcoolice, hipertensiune arterială, bolile de inimă de tot felul, pornind de la o angină pectorală până la infarct, accidentul vascular cerebral, sindromul ovarelor polichistice, cancerul, Alzheimerul și există un diabet de sarcină pe care îl pot face femeile care au o rezistență la insulină atunci când ele sunt gravide și asta le predispune în viitor la apariția unui diabet de tip 2. Care sunt primele semne că ai rezistență la insulină? Că îți crește grăsimea din uh, burtă. Atenție, nu mă refer la burta aceea pe care o vedem, ci grăsimea care există în jurul organelor din burtă, cum ar fi în jurul ficatului, în jurul pancreasului, în jurul rinichilor, în jurul inimii când ne referim la torace. Așadar, această grăsime noi nu putem să o vedem. Când apare și burta? Burta este doar vârful icebergului. Drama este înăuntru. Această grăsime de la nivelul organelor din cavitatea abdominală nu poate fi diagnosticată așa prin metode uzuale, decât dacă ai tu așa o cunoștință un doctor dulce și drăguț care lucrează pe la tomografie sau la RMN și se uită așa pe Cavitatea ta abdominală, îți face o tomografie abdominală și vede că există prea multă grăsime, dar trebuie să aibă și niște algoritmi de calcul a cantității de grăsime din burta noastră. Pentru că noi avem grăsime în mod normal, trebuie să avem grăsime, este modalitatea corpului de a avea o cămară. Pentru atunci când există situații de foamete, de exemplu. Și un alt semn care este destul de frecvent asociat cu rezistența la insulină într-o fază precoce este faptul că îți apar așa niște pete maronii pe la nivelul coatelor, la nivelul axilelor, la nivelul acefe. Se numește acantozis nigricans. Pe lângă asta se poate să fii mereu obosit, să mănânci prea mult, să urinezi prea des, să fie sete des, ai o acnee care nu mai trece, să faci infecții foarte frecvente. Așadar, în caz de rezistență la insulină, pancreasul produce insulină. Dar celulele zic nu, nu vreau nimic de la tine, nu mai îmi trebuie nimic de la tine. Și uite așa pancreasul tău muncește 24 de ore din 24 și tu nu știi nimic. Tu crezi că ești obosit, poate, pentru că muncești prea mult și mai e un pic pe acasă și cu copiii care aleagă din sânga în dreapta și mai și cu cățelul la plimbare, mai știu. Și în final, ajungi la urgențe pentru că pancreasul tău nu are capacitatea să producă insulină și atunci glicemia ta devine foarte mare, așa numit hai, hai, hai și uite așa ai ajuns tu acolo la urgențe. Diagnosticul unei rezistențe la insulină în faza precoce este foarte ușor dacă ai un doctor care gândește un pic în afara cutiei, outside, outside the box. Adică un doctor care nu se va uita doar pe glicemia ta pe nemâncate și pe hemoglobina glicozilată, ci va începe să-și aducă aminte ce a învățat așa despre rezistența la insulină și cam ce probe de sânge simple ar putea să indice că există o problemă când glicemia pe nemâncate și hemoglobina glicozilată sunt mari, este vorba deja despre un prediabet sau, și mai grav, un diabet. Așadar, nu sunt analize care ne arată că suntem într-o fază precoce de rezistență la insulină. Sunt niște analize care ne arată că deja avem boli asociate cu rezistența la insulină. Haideți să vedem ce analize ar fi utile ca să știi tu dacă ai sau nu rezistența la insulină cât mai precoce atunci când poți să faci ceva. În primul rând este vorba de insulina pe nemâncată. Te trezești, bei poate o cană cu apă și te duci direct acolo, la laborator și ți-a -ți această insulină. În studiile științifice se consideră că această probă de sânge se cuplează foarte bine cu diagnosticul de rezistență la insulină atunci când este foarte crescută peste 20 sau foarte scăzută, sub 3, și atunci înseamnă că pancreasul tău este perfect epuizat, e aproape mort și ai nevoie de tratament cu insulină. Și atunci, ce se întâmplă cu o valoare poate doar puțin crescută și o glicemie normală? Ei, în această situație se asociază analiza insulinei pe nemâncate cu analiza trigliceridelor pe nemâncate. Trigliceridele peste 150 mg pe decilitru. Pe nemâncate, împreună cu o insulină ușor crescută, tot pe sunt criterii clare de diagnostic a rezistenței la insulină. Trigliceridele sunt niște grăsimi din corpul nostru care se produc atunci când noi mâncăm, de aceea trebuie luate pe nemâncate și care se eliberează din celulele noastre grase atunci când noi slăbim. Haideți să vorbim un pic și despre analiza mai puțin cunoscută, dar care se face, dragii mei, peste tot în lumea asta? E doar ca medicul să-și aducă aminte de ea? Sau, eventual, tu să-l rogi pe medicul tău, domnul, doamna, doctor, nu putem să ne uităm și pe analiza numită HOMA. IR. HOMA IR în sine nu este o analiză ca atare, ci este rezultatul unei formule de calcul pe care poți să o faci și tu acasă și o să spun și formula de calcul, dar se lucrează, direct la laborat. Homa, IR, indicele Homa, mai bine spus, se uită pe glicemia pe nemâncate și insulina pe nemâncate. Și ce vrea să ne spună acest indice? Vrea să ne spună de câtă insulină ai tu nevoie ca să, ca să ai o anumită glicemie pe nemâncate. De exemplu, ai o insulină de 3. Pe nemâncate, La o glicemie pe nemâncate de 95 mg pe decilitru, atunci, prin formula de calcul, înseamnă că acest indice HOMA va fi de 0,7, ceea ce e perfect. Dar, dacă ai aceeași glicemie pe nemâncate, e doar un exemplu, de 95 mg la decilitru, dar ai o insulină pe nemâncate de 27, atunci indicele HOMA va fi de 6,3 după ce se fac calculele, nu foarte grele, ceea ce înseamnă că ai o rezistență la insulină beton, adică gravă. Cum interpretezi rezultatul la acest indice HOMA în caz că ți lei la, nu știu, la un laborator care lucrează această analiză? Păi dacă este sub 1, perfect, bravo, continuă așa, ai viață frumoasă și sănătoasă și corpul îți mulțumește pentru asta. Dacă ai peste 1,9 înseamnă că ai rezistență la insulină în fază precoce incipientă. Iar dacă acest indice HOMA este peste 2,9, atunci fratele meu pune mâna și fă ceva că ești deja uh, pe cale să faci bolile grave de care am amintit puțin mai înainte, adică ai o rezistență la insulină gravă. Dacă vrei tu să calculezi acasă acest indice, e foarte simplu. Dacă ai insulina pe nemâncate, o înmulțești cu Valoarea glicemiei pe nemâncate și împarți totul la 405 și uite, așa ai aflat tu indicele HOMA la tine acasă în canapea. Bonus! Așa cum ți-am promis, există o analiză care nu este foarte, foarte complicată și nici foarte scumpă, dar nu este foarte mult folosită în. Practica medicală, care se numește peptidul C. Peptidul C ne oferă informații despre cantitatea de insulină care se produce în pancreas. De ce? Pentru că atunci când pancreasul produce insulină, eliberează insulină, dar și acest peptid C, adică există concentrații echimolare, se numesc ele. Peptidul C va avea aceeași valoare ca și insulina, să zicem. Da? Și poate că tu stai undeva unde nu există posibilitatea să-ți iei insulina pe mâncată, dar există posibilitatea să-ți iei peptidul C. Haideți să vedem ce ne poate spune peptidul C. Peptidul C, care are o valoare peste valoarea normală a laboratorului, înseamnă că ai o rezistență la insulină gravă. Dacă ai un peptid C cu o valoare sub valoarea inferioară considerată normală, asta poate să însemne că ai un diabet de tip 1 sau un diabet de tip 2 în care pancreasul este epuizat și nu mai poate secreta insulină și atunci ai nevoie ca să treci peste etapa asta de insulină. Și pancreasul își poate reveni. Asta este foarte interesant. Nu te lăsa păcălit. Dacă ai peptidul C în intervalul considerat normal, dar mai ai și alte semne și simptome de rezistență la insulină, ei, atunci poți să ai rezistența la insulină chiar dacă peptidul C este normal. Ca o concluzie, ca să depistezi rezistența la insulină în faze incipiente, mai ales atunci când ești o persoană slabă, dar poți să ai grăsime în jurul organelor din burtă și atunci poți să faci rezistența la insulină chiar dacă nu ești obeză, ei, atunci te poți uita pe următoarele analize. Trigliceridele pe nemâncate, glicemia pe insulina pe nemâncate, indicele HOMA. Și să vă spun o chestie. Atunci când se iau glicemia pe mâncată împreună cu hemoglobina glicozilată, ele nu sunt indicatoare de rezistență la insulină, pentru că dacă tu o să ai o glicemie pe mâncată crescută și mai ai și o hemoglobină glicozilată, nu știu, mare sau chiar și la valoarea Ei, asta înseamnă doar că ai început deja să ai complicații ale rezistenței la insulină, adică prediabet sau și mai grav. Diabet. Sub video îți voi lăsa ca întotdeauna și articole din blogul meu lacră.blog iar acum îți mulțumesc frumos pentru atenția și timpul acordate. Nu uita dacă ți-a plăcut, like, abonează-te, dă drumul la notificări, distribuie în caz că tu crezi că e interesant ca și altcineva să mai știe ace despre aceste informații și te aștept data viitoare. Până atunci, sănătate în toate! De la locura.